Ora 13, bună ziua, sunt Ștefan Edveș, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Drumurile Noastre. Noul București, unul dintre orașele cu cel mai aglomerat trafic din lume, sute de mii de mașini parcate pe bulevarde, străzi, trotuare și treceri de pietoni. Există vreo șansă să circulăm civilizat în București? În urmă cu 2-3 ani, viteza de deplasare a mașinilor ajungea la 15 km la oră. În prezent, de la Unirii până în Berceni, Militar sau Pantelimon, 5-7 km sunt parcurși în 50-70 de minute. Noul București, coloane de mașini, poluare și mizerie. Noul București versus centrul logistic al regiunii Moldova. Invitații emisiunii de astăzi sunt domnul Lucian Șova, fost ministru al transporturilor. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Paul Moldovan, administrator public al sectorului 6. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc de invitație. Mulțumim pentru prezență. Încep cu dumneavoastră, domnule Paul Moldovan. Vreau să vă întreb, cât ați parcurs din sectorul 6 până aici? Adică ați fost departe de studio? Nu, am venit din calea Plevnei, de la primărie. Am parcurs relativ rapid, din fericire, de data asta. Da, este o oră, deci ați plecat undeva în jur de 12:30 din birou spre televiziune. Exact. Am înțeles. Vă place sectorul 6? Îmi place foarte mult. Locuiți în sectorul 6? Sigur. Vă place sectorul cum arată astăzi? Vă las să-mi faceți o radiografie, un tablou, să văd eu cum vede administratorul public al sectorului 6 acest ținut, această zonă. Mulțumesc de întrebare. Chiar îmi place. Sectorul 6 e singurul sector în care am locuit de când am venit în București din 2006. Mi-a plăcut pentru că e un sector cu multe spații verzi, mai aerisit decât alte sectoare din București. Mi-a plăcut că are bulevarde largi. Mi-a plăcut că era puțin mai curat din punctul meu de vedere față de alte zone din București și trebuie să vă spun că îmi place din ce în ce mai mult în ultima perioadă. Păi, adică pentru că spui că circul mai bine în București față de acum 2-3 ani? Eu nu mă refer doar la trafic. Sigur că pot să mă refer și la trafic și în ultimele luni, deși pare ciudat, traficul a devenit mai bun de când am reușit cumva să dăm drumul traficului la intersecția dintre piața Drumul Taberei, fostă Moghioroș, ca așa o cunoaște lumea, și strada Brașov. Da, sunteți ardelean, nu ca mine. Sunt din Cluj. De ce ați plecat din Cluj să veniți în București? E destul de simplu și se leagă în principal de carieră, pentru că sunt absolvent de administrație publică la Cluj. Cea mai bună șansă pentru o carieră în administrație, evident, o ai la București, unde sunt toate instituțiile publice și unde poți să-ți găsești locul. Da. Domnule Șova, în spatele dumneavoastră este Calea Victoriei. Noastră sunteți de mai mult timp în București. Nu vă întreb, cu ce ați venit de la Bacău? Om, ca de obicei cu mașina, mea culpa. Uite, că nu am venit cu trenul. Puteți să-mi promiteți că veniți data viitoare cu trenul? Nu, v-am mai promis o dată, de aceea zic asta, mea culpa. Nu v-ați ținut de promisiune. Nu m-am ținut deocamdată de promisiune. Încă n-am suficientă încredere în soluția aceasta, din două motive. Sunt destul de dependent de mobilitatea în București și îmi trebuie mașina mea, pentru că nici nu sunt un utilizator de platforme de acestea electronice pentru gestionarea ride-sharing. Nu e de la o de lucru acesta, ar trebui poate să mai aprofundez subiectul, dar pentru că sunt dependent de mașină în București, fac și drumul de la Bacău la București cu mașina. Pe un drum periculos, dar pe un drum în pe care eu v-am surprins mereu, din Moldova, spunând că îmi place. Putem compara Bacăul, de unde veniți, orașul, cu Bucureștiul ca și zone? Am spus centrul logistic al regiunii Moldova. Nu putem compara. Din păcate, capitala Moldovei. Capitala Moldovei este Iașul, din toate punctele de vedere, și evoluția Iașului din ultimii 10 ani arată acest lucru, și cultural, și administrativ, și social, și economic.
Bacăul este un oraș care s-a născut fiind la confluența unor rute comerciale importante între sudul țării, nordul țării, nordul provinciei Moldova și legătura acestei provincii cu Transilvania prin pasul lui Tuz, pe unde ar trebui să meargă și autostrada 13, al cărui promotor mă pretind a fi fost. Nu, Bacăul, dacă e să fim realiști, este un oraș care ar trebui să-și găsească viitorul și prosperitatea în gestionarea acestui avantaj pe care îl are din punct de vedere geografic. Este la confluența unor rute comerciale importante și sunt suficiente exemple de bună practică, da, cu așezări care și-au valorificat această posibilitate, au creat locuri de muncă, au creat prosperitate din logistică, din transporturi, din transport combinat, aerian, terestru, rutier și feroviar. Cumva că în următorii ani se va dezvolta și datorită autostrăzilor care se îndreaptă spre acel oraș. A șaptele, a opt, a 13, adică din, avem din perspective bune. Da. O să ne mutăm la Bacău. Da. La Cluj. Sau Cluj. Da. Domnule Paul Moldovan, de ce sectorul 6 este cel mai blocat? Am stat pe Iuliu Maniu foarte mulți ani. Și mi-asum când spun că sectorul 6, București e blocat tot, dar am impresia că sectorul 6, din punct de vedere al traficului, e... O să ajungem și la pasajul Domnești și la Ghencea. Evident. Există și factori obiectivi, pentru că și noi când am venit la primărie am încercat să ne dăm seama de, să zicem, principale probleme sau probleme strategice ale sectorului. O explicație în mod cert este faptul că fiind în vestul Bucureștiului, practic tot accesul și pentru transportul de marfă, și pentru transportul de pasageri, și pentru cei care fac navetă, pentru zona metropolitană București, localitățile din jurul Bucureștiului din vest, întregul acces se face pe singurul bulevard din vest, care este intrarea în municipiul București. Cel mai important. Evident, singurul, dacă ne gândim, mai există alt bulevard major. Cum așa e traficul, să știți, uitați-vă. Bun, dacă îmi permiteți o scurtă intervenție așa în susținerea celor spuse de domnul Moldovan. Până când nu va fi gata A0, eu cred că A0 va rezolva mult din aglomerarea în traficul rutier de pe tot cuprinsul Bucureștiului, dar mai ales, așa cum spune domnul Moldovan, în zona în care, sigur, se vine de pe autostradă și se intră într-un cartier extrem de important. Domnule administrator public al sectorului 6, ok, avem un bulevard. Avem șanse să circulăm și pe altă șosea care să ne ajute să intrăm sau să plecăm din București, din sectorul 6? Avem șanse să circulăm chiar pe două și o să spun un pic ce am reușit sau ce am reușit noi să contribuim ca primărie de sector, până la urmă, din București. Primul proiect de care ne-am ocupat și pe care am colaborat cu Ministerul Transporturilor și Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Transport București-Ilfov a fost să încercăm să conectăm Bulevardul Timișoara, care practic se termină în actualul CET Vest. Exact. Și el nu are o legătură Plus. În DNCB, în centura Bucureștiului, centura și capitale. Mai departe în A0. Ce am reușit, și există un studiu de fezabilitate în lucru în momentul de față, este să creăm această legătură între Bulevardul Timișoara și viitoarea autostradă A0, care știm foarte bine că secțiunea de sud este cea mai avansată și există șanse reale să fie finalizată la finalul anului viitor. Deci prelungim Bulevardul Timișoara înspre centura capitalei actuală. Exact. Și nu-l prelungim simplu cu benzi pentru trafic rutier, ci cu cel puțin o linie de tramvai, pentru că deja există o linie de tramvai pe acel bulevard. Exact. Măcar până în DNCB, centura București, unde există și alăturat un triaj, unde se poate crea o stație intermodală pentru viitorul tren metropolitan. Practic te dai jos din trenul metropolitan, te urci într-un tramvai care te duce înspre centrul sectorului, să zicem, molul Afi Cotroceni, de unde poți să iei alte mijloace de transport. Ce orizont de timp vedem acest proiect?
din punctul meu de vedere, și aici, din păcate, știm cum merg proiectele în România, eu nu văd mai devreme de 2 ani un debut al lucrărilor. Avem studiul de fezabilitate. Începerea efectivă a lucrărilor. Intră cupa în pământ, exact. Și începe și să. Aveți de făcut exproprieri, multe stricații, evident, mobile. Ce am mai făcut noi ca primărie, pentru că depinde și de noi, nu doar de Ministerul Transporturilor, a fost să solicităm și să luăm în administrare o secțiune din Bulevardul Timișoara, între strada Valea Cascadelor și CET Vest. Pentru ca noi, și noi suntem în lucru cu actualizarea proiectului, să extindem și să supralărgim această stradă. Să modernizăm linia de tramvai, care se va duce în centura București. Și noi facem demersuri active să dezvoltăm infrastructura pe acces în vest. Ăsta e unul. Mai există un proiect, sunt așa numitele drumuri radiale. Da. Asta e radialul 1, de care discut acesta de pe Bulevardul Timișoara. Mai există un radial, dacă nu mă înșel, radial 3, care practic face legătura cumva între cartierul Giulești și zona de Chiajna, Chitila, cumva. Acesta, într-adevăr, e un proiect cu mai multe provocări, pentru că Giuleștiul, pentru cine cunoaște zona, e o zonă mult mai densă, pe partea care ar trebui să facă practic joncțiunea între Bulevardul Giulești, Calea Giulești și viitorul drum radial. Aici există mai multe provocări legate de cum conectăm aceste drumuri, pentru că va trebui evident să fie o componentă de exproprieri, dar să vedem cum impact cât mai mic pe locuitori, și o componentă de mobilitate, cât de lat, cât cum îl conectăm. Domnule Șova, știți că de aproximativ un an se vorbește despre aceste radiale și anumite drumuri care ar mai fluidiza traficul. Sunt anumite ieșiri sau intrări din București, Giulești. Pasajul Domnești, probabil, nu? Trece și la pasajul. 10 astfel de radiale. Sunt 10 radiale. Sunt pregătite pentru toate ieșirile din capitală. Ar fi o soluție, evident, a debloca ceva, evident, din Iuliu Maniu, care acum când vorbim orașele, e blocat Iuliu Maniu. Toate orașele mari ale Europei și nu numai, dacă ai treabă din nordul în sudul orașului, ieși pe autostrada de centură și ajungi mult mai repede. Sigur, făcând kilometri mai mulți. Dacă ai mașină, vrei să te bucuri de confortul, luxul de a circula cu propria mașină, cu costurile de rigoare, așa se merge. În rest, atunci când se va descongestiona traficul, sigur vor fi mai atrăgătoare și mijloacele de transport în comun la suprafață, care acum stau în aceleași șiruri blocate de autoturisme care merg în diverse direcții. Însă traversarea orașului prin oraș probabil că se mai întâmplă doar în România, nu numai în București. Pentru că toate orașele cu peste 50.000, 100.000 de locuitori din Occidentul, către care tindem și noi, au soluții de centură și cei care utilizează autoturismul merg pe acolo. Nu traversezi centru. În centru mergi cu 30 la oră, te duci la o instituție de cultură, la un restaurant, la o școală. Moldovan, nu putem rata pasajul Domnești, nu? Vreți să-l ratăm? Am și eu amintiri cu pasajul Domnești. Și domnul Șova are amintiri pe lângă pasaj, da. Că n-a apucat să-l mai. Ați fost pe pasajul Domnești? Ați circulat cu mașina? Da, trebuie să recunosc că n-am circulat de când s-a dat în exploatare, însă stând cumva în zona aceea sectorului, bineînțeles că vrând nevrând... Sunteți afectați de traficul de la pasajul Domnești? Evident că toată lumea e afectată și... Adică locuiți în apropiere? Da, da. Ah, foarte bine că locuiți, da. Adică simțiți traficul, nu? Da, în care dimineață, fiecare seară, și familia, și primarul Ciucu simte, foarte, foarte bine că îl simte și domnul primar. Simțiți zecile de mii de oameni și de mașini care stau zilnic pe prelungirea Ghencea, nu? Da, nu numai că simțim. Încercăm, trăiți. Știm că e o reală problemă. Pe cine înjurați? Pe cine vorbiți de bine, în ghilimele, când stați la volan? Stați la volan în prelungirea Ghencea. Pe cine? La cine vă gândiți? La Dan, la Gabriela Firea, la fostul primar, la actualul primar? La cine vă gândiți când... Eu
mă gândesc la mai multe lucruri, trebuie să recunosc că mă gândesc la fel cum mă gândesc la autostrăzi, că există o culpă comună, sincer, și pe autostrăzi. Și nu pot să pun degetul pe cineva. Există un proces, un context care s-a perpetuat și o lipsă de continuitate, de viziune, de coerență în politici și în proiecte, în bugetarea lor, ne-a adus aici. Și pe autostrăzi și pe prelungirea Ghencea și noi la primăria sectorului 6, practic acum facem o muncă în ultimii 2 ani de, cum să zic, reparat cât putem niște situații pe care le-am găsit. Prelungirea Ghencea e una dintre ele. De aceea noi, în prima parte a mandatului, am dat, inclusiv, am contribuit financiar pentru ca acest proiect să capete un pic de momentum și să meargă înainte. Și am dat bani pentru exproprieri. Pentru tronsonul 3, așa se numește o parte din drum. Ca să ne asigurăm că acest proiect merge înainte. Inclusiv pasajul Domnești are o explicație de ce nu a decongestionat în măsura în care se aștepta lumea că se va decongestiona. Pentru că există obstacole pe prelungirea Ghencea și mașinile se opresc acolo. Fiind un flux imens de mașini care se duc din Domnești spre centru, evident că dacă cineva frânează la un semafor, în lanț, în spate, fluxul mare duce la oprire efectivă a coloanei. Și vedem ce se întâmplă. E mai rău ca înainte sau e un pic mai bine ca înainte? Că eu nu cred că e mai rău ca înainte. Totuși n-ar trebui să fie mai rău ca înainte. Cel puțin, pe lângă faptul că nu e mai rău și ajută și oamenii din Domnești și din acea zonă. Influența traficului pe centură. Eu cred că ajută, de acord, ajută traficul de pe centură, care e trafic comercial. Da. Tiruri, camioane care stăteau blocate cu orele acolo. Pentru că avea prioritate traficul din Domnești. Peste centura rutieră și feroviară. Credeți că vom circula vreodată civilizat pe prelungirea Ghencea? Nu vă întreb. Eu mă gândeam acum. Mă zic, cred, 5 benzi, 100, 3, una, e una. Credeți că vom circula civilizat pe prelungirea Ghencea în această viață? Eu îmi permit să fiu optimist și să spun că da. Și nu se va circula mai bine doar pentru că se va lărgi acest drum. Se va circula mai bine din punctul meu de vedere și din punct de vedere al mobilității când vom avea și mijloace de transport de mare capacitate pe acest traseu. Mă refer la tramvaie, de exemplu, care un tramvai circulă separat de traficul rutier și duce un număr mare de oameni. Adică tramvaiul să ajungă pe prelungirea Ghencea până în zona Domnești? În zona așa este și Domnești. Proiectul. Așa este da, proiectul. Asta m-a întors pe mine, că doar contractul și ordinul de începere în 2018 l-am dat la pasajul Domnești și după ce le-am dat, Primăria Generală ne-a întors înapoi pentru 2 luni care s-au transformat, cred că, într-un an, pentru a se introduce capătul de tramvai acolo. Sub pasajul actual, da. Noul pasaj, va exista o stație terminus pentru o linie de tramvai. Târziu, eram cu toate semnate, trebuiau să înceapă lucrările. E adevărat că nici constructorul nu prea era entuziast că trebuie să se apuce de lucrat, dar ne-am întors înapoi, Primăria Generală, am avut un protocol semnat la guvern foarte greu impus celor de la CNAIR care ar fi dorit să înceapă în formula veche, dar cu forța Primăriei Generale s-a întâmplat acest lucru. L-am semnat cu asumări de termene și teme precise în responsabilitatea fiecăreia dintre entități. Cu orizont de timp 2 luni, cred că s-au încheiat procedurile care au condus la reproiectare și ce s-a mai întâmplat acolo cu capătul acela de linie la peste un an. Deci, practic, fără acel capăt, că așa fusese proiectat inițial pasajul și dezvoltarea rutieră din zonă, pasajul Domnești ar fi putut fi gata cu un an mai repede. Că e bine, mult că e rău, repede, dar acum, bun, cel puțin raportat la momentul în care în 2018 a fost declarat, semnat contractul de execuție. Deci ați impus o regulă pe Iuliu Maniu, nu? Miercurea, în zilele de miercuri, trebuie să nu existe mașini parcate, nu? De ce? Da, e o regulă pe care am impus-o mai mult sub forma unui proiect pilot prin care încercăm să curățăm cât mai bine acel bulevard. Dar nu putem să-l curățăm așa cum se cuvine dacă
e plin de mașini parcate și operatorul de salubritate nu poate intra acolo. Să știți că am trecut într-o zi de miercuri de curiozitate și mai erau mașini parcate. Adică... E adevărat, nu-și iau toți proprietarii de mașini. Unii, probabil și din motive obiective, sunt plecați, pentru că poliția locală îi notifică cu câteva zile înainte că va urma acțiunea acolo. Din motive obiective sunt plecați, nu vor, nu știu de ce nu și le au toți. În schimb, le mutăm noi. Deci ce rămâne acolo? Poliția locală împreună cu ADP au acele platforme sau mașini speciale cu care mută mașinile rămase. Din fericire, n-am avut foarte multe care rămân. Da. Vreau să vorbim și despre școli, vreau să vorbim și despre anveloparea blocurilor după o scurtă pauză. Revenim. Suntem din nou direct emisiunea Drumurile Noastre. Vorbim despre administrație în prima oară, vorbim despre București, vorbim despre, și despre Bacău, centrul logistic al regiunii Moldova. Domnule Șova, de ce centrul logistic al regiunii Moldova? Pentru că Bacăul s-a născut atunci când s-a născut. Într-adevăr, acum, are și primii kilometri de autostradă din Moldova. Și primii... Poate că noi am și filmat acolo. E un nod rutier care, indiferent de cum va evolua politica românească, va fi principalul nod rutier al provinciei Moldova. Conexiunea cu Transilvania, eu cred că tot pe la Bacău se va face, pentru că văd că au opt, în ciuda tuturor sloganurilor, partea muntoasă este în aer cu totul din punct de vedere administrativ. Capetele foarte bine că se fac, va avea Iași o conexiune cu A7 și de la A7 Bacău A13. Bacăul și-a pierdut vocația industrială pe care a avut-o în epoca comunistă. Mai există o fabrică importantă care își păstrează competitivitatea, o zina de avioane, dar deja această viziune pe care eu am susținut-o și când am avut ocazia am și promovat-o apropo de centrul logistic, deja este validată în viața privată, sunt investiții, compania de deman își face centrul logistic național în proximitatea autostrăzii, mai sunt dezvoltatori de spații de depozitare mari care deja au construit. Și mă întorc în București. M-am întâlnit cu administratorul public al sectorului 6 ieri, nu am întâlnit într-un centru logistic, ne-am întâlnit la o școală, domnule Paul Moldovan. Se mai fac școli în București, în România? Mi-a spus la un moment dat, într-o discuție ieri, că am întrebat, domnule, pe când o școală nouă? Mai știți, vă mai amintiți ce mi-ați răspuns? Știu. O școală efectiv nouă. Nouă, din pământ, ridicată. La 100%. O pregătim și noi, într-o zonă mai din vest, că discutam de vestul sectorului, mai apropiată de prelungirea Ghencea și centura București, pentru că acolo elaborăm un plan urbanistic zonal, zicem noi ca la carte, față de ce s-a făcut în ultimii ani și unde deja acest plan va prevedea și zonele de deservire și zone școli, zonă comercială, diverse zone și acolo... Probabil că vom avea prima școală cu totul făcut construit de la zero. Astfel spus, noi acum facem clădiri noi. Avem 8 corpuri noi de clădiri în lucru. Însă ele sunt pe amplasamentele actuale ale școlilor din sector. Ele sunt corpuri noi, sunt la cele mai bune standarde de construcție și deja 2 dintre ele sunt finalizate, celelalte sunt în lucru. Ele evoluează, din păcate, într-un mod diferențiat în funcție de hărnicia constructorilor, în multe cazuri. Da. Vreau să vorbim, ne-au scris oameni și am ales 2 subiecte. Am ales anveloparea blocurilor și am mai ales ceva. Cineva spunea că ar fi rușinea Bucureștiului, nu știu dacă e chiar în sectorul 6. Ne veți spune după pauză dacă este la granița de sector sau chiar în sectorul 6. Pauză, revenim.
Le noastre vorbim despre administrație, administratorul public al sectorului 6. Domnule Paul Moldovan, rușinea Bucureștiului. Oamenii scriu Casa Radio. La dumneavoastră în curte? Nu, nu e știți la noi. Unde, nu Casa Radio. Se scluja, dar totuși. Știu Bucureștiul, chiar dacă sunt Clujan. E aproape, putem merge pe jos, dar eu mai am o oră de emisiune. Dacă nu mă înșel, uitați-o în poze. E... Da, da. Este în sectorul 5, Casa Radio. Din... Da? Dacă nu greșesc, da. În sectorul 6 nu. Lângă sectorul 6. Este lângă, da. Dar este în sectorul 5. Și vă place? Bine că e o rușine să stăm de atâția ani cu o ruină. De vreo 30? Cu ruina 30 de ani. De când sunt eu în București, tot așa. Nu știu dacă e, la cum e construită înainte de 89, atâta cât a fost construită. Și ce facem mai? Stăm încă 30 de ani? Bine, nu am pretenția noastră, ați venit noastră la Cluj să reparați Casa Radio, dar totuși n-ar trebui să reparăm ceva din Casa Radio? Evident, după 30 trebuie de ani. Să reparăm. Și din copiii noștri vor întreba același lucru. Din ce știu eu, e un litigiu între doi operatori privați mari care nu au reușit să tranșeze lucrurile. Cumva probabil și administrația centrală, e prinsă într-un limbo de ăsta în care ce ministere, deci guvernul, așteaptă cumva tranșarea, pentru că nu poți să intervii nici cu expropriere, nici cu alte instrumente publice până nu știi de fapt cu cine tratezi. Ne trimit oamenii fotografii din sector. De pe Iulumani, un timp real, să știți. Zona Gorjului. Și ne trimit fotografii cu blocuri neanvelopate în acea zonă. Știți cum arată Gorjul lui. Nu, blocurile din acea zonă, Iulumaniu, Roșia Montană. De ce sunt atât de greoaie lucrările de anvelopare în sectorul 6? Sunt greoaie, nu știu dacă sunt mai greoaie decât în alte sectoare. Ce pot să spun și să recunosc e că noi... Știm că suntem în urmă ca sector, dar nu din cauza actualei administrației. E un proces care s-a întâmplat și am rămas în urmă cu sectorul 6. Ăsta este adevărul. Alte sectoare stau mai bine. Da, sunt în timp real pozele. Adică oamenii au poza atinsă și au pozat blocurile. Da. Știm problema. Avem 1200 de blocuri pe listă. Există o listă din aprobată. Câte? Din 1800, 2000 aproximativ. Deci nici jumătate din blocuri, 40-40% sunt anvelopate. Nu, sunt pe listă. Anvelopate sunt 2-300. Atât de... Da. Există lista aprobată. Sunt probleme cu banii? Sunt probleme și cu banii, într-adevăr, pentru că nu e ieftin și din calculele noastre, reabilitarea unui bloc cu 8-10 etaje este în medie 1 milion de euro, 5 milioane de lei. Deci asta unul. Există o problemă cu sursa de finanțare pentru că, spre exemplu, dacă noi am anvelopat doar blocuri la acest cost mediu, am avea nevoie de bugetul de investiții al primăriei pentru vreo 21 de ani. Iar primăria trebuie să facă și alte tipuri de investiții, până la urmă în spații publice, străzi, parcuri, locuri de joacă, școli, am discutat mai devreme. Domnule Șova, sunt blocuri anvelopate la Bacău? Am trecut acum nu, două săptămâni prin Bacău. Nu sunt, nici nu sunt prea multe. Acum, eu chiar am o opinie care poate o să disoneze așa cu opinia generală. Totuși, cred că după 30 de ani de capitalism, trebuie și proprietarii să-și mai asume responsabilități. Că ar trebui să fie niște programe care să susțină investițiile private în diverse eficientizări, cum este cea în domeniul energiei, dar totuși o autoritate publică să își amaneteze bugetul de investiții pe 20 de ani pentru niște investiții în domeniul privat și să nu aibă bani pentru apă, canal, infrastructură publică de încălzire, noi facilități în domeniul învățământului, în sănătate. Nu-i, nici asta nu-i chiar în regulă. S-a alimentat ideea că, sigur, statul trebuie să aibă grijă. Dar suntem în capitalism, că am vrut capitalism, dar statul trebuie să pună polistiren pe pereți. Dar de ce nu pun polistiren pe pereți și pe casele celor care le-au construit acum 20 de ani?
Și aceia sunt cetățeni, sunt contribuabili. Da. Adică, moralmente, în timp, o trebuie întrebare o am pentru Paul Moldovan. Vorbeați de un nou bulevard în sectorul 6? Da, da. Unde? Printre primele proiecte la care am început lucrul se numește Valea Largă. În ce zonă? Este în zona de vest de care am discutat la început și practic face legătura între bulevardul Valea Cascadelor și prelungirea Ghencea, care este în lucru și sperăm să o vedem cât mai rapid gata. E un bulevard cu 4 benzi, cu piste de bicicletă, cu trotuare largi. Au început lucrările? O spun, cred că în premieră. Cel mai probabil vor începe lucrările de utilități publice chiar, dacă nu până la finalul acestei luni, sigur în decembrie, dacă vremea ne permite. Deci încep lucrările? Încep lucrările efectiv. Efectiv în luna decembrie pentru acest bulevard? Da. Care cu partea de utilități publice, repet, apă, canal, electricitate, după care noi venim cu lucrări pe infrastructura rutieră. Mulțumesc frumos pentru prezență. Domnul Șova rămâne cu noi pentru că vom discuta și despre Blue Air de la ora 14. Avem subiect în exclusivitate legat de tot ce înseamnă crucea pe care a pus-o statul român pe mormântul Blue Air. Ne revedem de la fix.